Din păcate, doamna ministru Sevil Shaideh, în coordonarea căreia se află acest program extrem, extrem de important, a avut la dispoziție 5 luni să facă ceva și nu a făcut nimic. Acum o lună și jumătate am avertizat-o că sunt întârzieri și că primarii încep să-și piardă răbdarea. Nu m-a ascultat. Acum 2 zile am avertizat-o și public, aici, în sală, că sunt întârzieri nepermise. A doua zi, după avertismentul meu public, și-a amintit brusc de PNDL și a dat comunicat că îi va da drumul. Trăim o perioadă în care nu-mi doresc ca un program de asemenea importanță să fie folosit în scopuri politice pentru a înlătura orice fel de umbră de îndoială, am hotărât următoarele. Înainte de asta, vreau să vă spun că nu accept ca acest program să fie folosit în scopuri politice și nu am de gând să tolerez așa ceva. Și tocmai pentru a înlătura orice umbră, așa cum am spus, am semnat astăzi ordinele de demitere pentru toți secretarii de stat din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru secretarul general și pentru secretarii generale adjuncți. De azi, doamna Sevil Shaideh nu mai poate semna nici dumnea ei, nici prin interpuși, niciun fel de act care să aibă legătură cu PNDL. Am făcut acest demers pentru a bloca eventualele abuzuri și nu pentru a bloca programul. Acesta trebuie să continue și vă asigur că acest lucru se va întâmpla cât de curând, dar doar cu respectarea legii. O invit pe doamna Shaideh luni la o discuție ca să-mi comunice stadiul tuturor programelor aflate în prezent în derulare. Știu că este un om, în final, un om care în final va respecta legea.